Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mult. Bună dimineața, o nouă săptămână la cafeaua de dimineață. După cum puteți vedea în jurul dumneavoastră, deși campania va începe pe data de 10 mai, dacă nu mă înșel, la orele 24 trecute fix, noi avem campanie peste tot. În Piatra Neamț avem garantat 100% pe bannere și îl avem pe domnul Niță pe mașinile de la troleu, cred că, troleibuzul ăsta. Am văzut astăzi două mașini, nu m-am uitat să văd de unde. Dacă sunt de la troleibuzul, până la urmă este foarte bine, pentru că în felul acesta locuitorii municipiului Piatra Neamț, locul unde se vrea primar domnul Niță, susțin această campanie, pentru că, să nu uităm, cel mai mare contributor pe bani la troleibuzul când vine vorba de subvenție este primăria municipiului Piatra Neamț, care plătește bani mulți pentru anumite gratuități, pentru anumite categorii de cetățeni. Deci, până la urmă, totul este un cerc, se învârte totul așa de jur împrejur și domnul Niță deja beneficiază de sprijinul pietrenilor în pre-campania electorală. Chiar dacă el își plătește, bineînțeles, o sumă mai mult decât modică pentru această reclamă, probabil că este luată la centimetru pătrat sau la metru pătrat, știu cei de la troleibuzul, care sunt probabil foarte atenți să nu greșească în acest caz. Dar, pentru că avem de tăte și avem campanie, astăzi vreau să insistăm un pic pe niște lucruri care le putem numi până la urmă politicienii spun lucruri trăznite. Aia cu copiii spun lucruri trăznite, o știm cu toții, copiii, prin gura copiilor de cele mai multe ori adevărul grăiește, dar din când în când și politicienii sunt pe aproape la nivelul copiilor, nu la inocență, ci la necunoaștere. Și avem un prim exemplu. Domnia sa, Dumnezeu să-l țină în putere să facă misionarism în continuare, ortodox, este domnul ministru Boloș. Domnul Boloș este într-o continuă uimire de când este ministru. Băi, de când omul ăsta este ministru, aflăm cam așa. E, noi nu mărim taxele și impozitele decât acolo unde ne spune PNRR-ul. PNRR-ul l-am negociat noi cu Uniunea Europeană, dar ea ni l-a impus. Fractura de logică nu o mai discutăm aici, pentru că noi când ne uităm la domnul Boloș spunem, Doamne, crede și nu cerceta. Cum a ajuns ăsta ministru? Da, mergem mai departe. Ce ne spune domnul Boloș? Domnul Boloș, pe modelul Rareș Bogdan, teoretic fac parte din același partid, eu mă îndoiesc, sau fac parte dintr-un partid al domnilor care reușesc în politică. Deci domnul Boloș spune așa, domnule, nu înțeleg. Eu ministru, eu preot, poate mai vin unii la spovedanie. Acolo, la guvern, se spovedește Ciucă, Ciolacu, cine s-o mai spovedi la el. Și că, domnule, nu înțeleg de ce la noi produsele alimentare sunt mai scumpe decât în Occident. Cine spune asta? Domn ministru. Ăla cu bănuții. Păi nu înțeleg. Și că m-am dus și eu la piață cu 500 de lei. Alo? Și domnule, scumpe, domnule, scumpe. Mai scumpe ca afară. Că nu înțeleg că noi, guvernul, ce am făcut tot ce a ținut de noi. Tot. Am avut grijă să avem un preț la energie mic. Am avut grijă să taxăm impozitul multinaționalelor, supermarketurilor. A, cred că asta nu. Nu? Nu. Aia cu energie în prețul mic.
Depinde cum vrea domnul Burduja, Dumnezeu să-l țină pe el și pe toți susținătorii lui. Păi ce am mai făcut noi guvernul? Că, domne, am plafonat prețul la alimente. La care alimente? Păi ce avem acolo? Făina. Toată făina? Nu. Două, trei segmente, alea care nu se pot folosi, de fapt. La ce am mai plafonat? Domnul Boloș nu se vine. N-ar fi bine să retragă domnul Boloș undeva la o mănăstire, să stea, să mediteze la mănăstirea numită Guvernul României, plină de maici și fecioare și de preoți, de călugări din ăștia care țin post câte trei luni și meditează. Nu, 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 nu. Se ducă la cu Becali, la mănăstire, undeva, unde se retrage Becali. Să se gândească. Oare de ce la noi sunt prețurile mai mari? Nu cumva pentru că fermierul român este pus într-o situație de inferioritate față de alți fermieri din Uniunea Europeană? Nu cumva la noi nu mai avem îngrășăminte proprii produse în România cu grija guvernului din care face domnul Boloș parte și a guvernelor dinainte? După ce își răspunde la aceste întrebări, domnul Boloș, după ce meditează, se spovedește, cineva îi dă și împărtășania, nu știu cine, atunci am putea discuta despre domnul ministru. Să nu lăsăm pe domnul Boloș singur. Să ne ducem spre domnul Marcel. Care Marcel? Ciolacu. Domnul Marcel Ciolacu brusc a realizat, o să-mi cer scuze să ajung la materialul respectiv, domnul Marcel Ciolacu a realizat brusc, cu ocazia unei vizite în Vaslui, despre care a zis, bă, sunteți cei mai sărași din România, dar nu-i vina voastră, bă, nu-i vina voastră, e vina unei lipse de viziune, așa, în general, a cui? A celor care au guvernat, nu? A, întâmplător, acum guvernăm noi. Am guvernat și cu PNL-ul 2 ani, acum guvernăm noi, cu PNL-ul, deci ei erau prim-ministru, acum suntem noi prim-ministri, avem noi prim-ministru, etc. Și, bă, și la un moment dat a avut o revelație, așa, uitându-se în sala aia, și a spus așa, o să vă întrebați cum am ajuns noi la guvernare. Dom'le, și aici răspunsul este cel mai tare. Facem politică pentru România, pentru români. Facem politică în primul și în primul rând pentru că Dumnezeu ne-a ales să facem acest lucru. În fața unei asemenea declarații nu poți decât să ții un minut de reculegere pentru că e adevărat, planurile Domnului sunt foarte ascunse și înseamnă că noi români în perioada asta trebuie să plătim multe păcate dacă avem un asemenea conducător. Ce mai spune domnul Ciolacu? Trebuie să ne învățăm foarte bine lecțiile din trecut ca să putem construi un viitor mai bun. Nu știm unde a făcut ore domnul Ciolacu în trecut. L-am văzut doar în poze cu Omar Haisan, dacă vă mai spune ceva numele ăsta. Ăla despre care s-a zis că ar fi cel mai mare terorist arestat de statul român, ăla cu niște ziariști răpiți, culmea, unul din Buzău, fata unui potentat din Buzău, parcă PSD, domnul Ciolacu cred că tot din Buzău este, deci probabil știe foarte bine despre ce este vorba. Dar să reținem că Dumnezeu l-a ales pe el, partidul său și actuala coaliție să ne guverneze, deci nu mai este nimic de făcut. Dacă i-a ales Dumnezeu, probabil că și alegerile care vin acum sunt inutile. Nu poți să treci peste voia Domnului. Bine. Acum nu știm la ce nivel se referă dânsul la Dumnezeu.
Să nu se ajungă la vorba aia, până la Dumnezeu, să nu te mănânce sfinții. Dar, că tot veni vorba de predestinare și asta. E, ce rost mai au partidele astea? PSD-ul și PNL-ul, în marea lor, din marea lor pepinieră, n-au reușit să scoată un candidat. Păi stai și te întrebi. Mai are rost să fii membru al unui partid politic? Să te lupți și dă-i și luptă, să ajungi pe poziții, să poți influența destinul României, să poți face lucruri în Uniunea Europeană, pentru că noi nu suntem ultimii oameni în Uniunea Europeană. Noi trimitem oameni acolo să ne reprezinte. Vă dați seama, celebru cuplu de politicieni români care parodiază, așa am înțeles, filmul Superman, că așa a zis domnul Tudose, că aia cu chiloții puși peste era o replică din Superman. Da? Deci, celebrii politicieni români, Tudose și cu Rareș, se duc acolo și ne reprezintă la Europa. Și tăi și luptă pentru Europa, nu pentru România. România este o parte a Europei și nu știm care parte. Că tot timpul mi-aduc aminte de bancul cu bustul lui Ceaușescu. Care era bust, pentru că de la sânul drept sugea clasa muncitoare, de la stânul stâng țărănimea, nu se spunea de unde suge intelectualitatea, de era bust. Până la urmă ne oprim aici. Bun, deci am înțeles că oricum nu mai are rost să mergem să votăm, pentru că Dumnezeu i-a ales pe cei care ne conduc acum și dacă i-a ales Dumnezeu, lucrurile sunt foarte clare. Bun. Probabil că mai țineți minte filmul acela despre războiul de independență cu un actor celebru care acum joacă în filmul Clanul, șef de clan. Nu-i dau numele aici, că se supără Mihăiță pe mine. Așa. Care spunea în filmul ăla cu războiul de independență. Striga așa. Bă, ăsta-i ciucă, bă, ciucal nostru, bă, ciucal nostru. Ei, ciucal nostru, că e al nostru, până la urmă, al tuturor, a vorbit mai zilele trecute despre fenomenul primarilor care trădează. Și domnul Ciucă ne-a spus așa. Domne, e fals că dacă mă duc la PSD îmi dă nu știu ce. Rețineți și rima. Nu au cum să le dea. Rețineți, domn primar, ce spune domnul Ciucă, fost prim-ministru. Că primezi niște bani din fondul de rezervă? Toată lumea primește. Dați seama. Fondul de rezervă e acolo. Poate acolo unde au avut interesul să impresioneze și să determine pe un primar să facă pasul, să dezerteze. Că nu sunt altceva decât dezertori politici. Da, zice domnul Ciucă. Și acum, sincer, îi dau dreptate. Până la urmă, țara este săracă. Suntem într-o perioadă de austeritate. Numărul de funcționari publici crește pentru că este austeritate. Bine, pe salarii bune, pe ăștia noi care îi angajez, nu poți, că ea trebuie să facă dovada că lucrează. Deci, totul este ok. Și mai zice domnul Ciucă. Nu sunt altceva decât dezertori politici. Să dezertezi într-o formație politică să meargă în alta pentru niște firfirei. Ăștia nu sunt oameni. Nu merită niciun fel atenția noastră. E corect? E corect. E corect. Bun. Dar ce ne facem? Cu primarii PSD care au dezertat și au venit în PNL. Cu faptul că PNL-ul se luptă să fure și el primar de la PSD, ca să nu rămână dator.
ăștia nu sunt trădători și nu tot pentru niște firfirei politici vin? Sau aici nu mai e vorba de firfirei, aici e vorba de proiecte? Domnul Ciucă, Ciucă al nostru, cum se spune, cum strigă Mihăiță în filmul respectiv, suferă în acest caz de o mică fractură de logică. Adică ăia care pleacă în PSD din PNL sunt dezertori, ăia care vin din PSD în PNL sunt oameni de proiect. Numai că, indiferent de unde se varsă unul în altul, ei sunt un tot. Pentru că ne anunță cu multă dragoste că încă în următorii 10 ani, cel puțin, vor conduce împreună țara. Continuând pe firul logicii, PSD-ul cuprinde mulți trădători care s-au dus pentru niște firfirei. PNL-ul cuprinde și el mulți trădători care s-au dus pentru niște firfirei. Deci rezultă o coaliție deocamdată și probabil un viitor partid mare, frumos, Partidul Social-Democrat Liberal, zic eu, cine știe, da? Plin de niște trădători care s-au dus pentru niște firfirei. Chiar așa, eu zic să retractăm niște asemenea declarații că nu dă bine. Ce mai zice? Ci că proiectele Ministerului Dezvoltării la CNI, Compania Națională de Investiții, nu au cum să se întâmple, pentru că acolo fondurile sunt cât se poate de bine structurate și atribuite pe fiecare proiect în parte. Ai mămălaș. Păi noi știm caz în județul Neamț. Omul a primit niște bani la CNI și s-a trezit cu ei împrăștiați pe motive politice. Păi cum vine asta? Ori sunt, ori nu sunt. Teoretic sunt, practic nu. Cam așa e și la noi, cam bancul ăla cu teoria și practica. În teorie, zice, avem 3 fete în casă, în practică putem câștiga pe seară vreo 3 fete cinstite. Pe seară putem câștiga vreo câteva mii de euro. Bun. Hai să trecem și la lucruri mai frumoase. Onor domnul președinte, pe numele său Klaus Iohannis, din Hermannstadt, inima României, a premiat, a decorat, hai să nu fim răi, a decorat cu ocazia Zilei Sănătății niște spitale pentru activitatea pe care o depun în slujba bolnavului, în semn de apreciere pentru profesionalism. M-am uitat și eu pe lista aceea să văd dacă nu cumva, din întâmplare, spitalul virtual de la Piatra Neamț este pe listă și domnul Iohannis, în marea sa bunătate de a acorda stele de general, de a acorda tot felul de decorații, n-a premiat și viitorul spital al domnului Arsene. Nu. Spre marea mea părere de rău, nu. Măcar virtual puteam avea și noi un spital plin de profesionalism. În schimb, ca să vezi, a fost decorat cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de cavaler Spitalul Județean din Oradea. Aici a stat domnul Carp, pe locul ăsta, managerul spitalului. Acolo se poate, s-au unificat toate, știți? Din oraș sunt mulți angajați, salariile nu depășesc 60%, da, la noi depășesc 90%. Și au fost decorați, măcar aici Iohannis a ales. Cine a mai fost decorat? Spitalul Orășenesc din Beclean, Bistrița Năsăud, mai să fie. Acolo și spitalul din Bistrița Năsăud merge foarte bine. Spitalul Zărnești din Brașov
și cel din turnul Severin. Mai sunt și alte premii, alte ordine, dar unul peste altul, una peste alta, să reținem că Spitalul din Oradea a fost din nou cap de listă, pentru că acolo, repet, cheltuielile pentru salarii nu depășesc 60%. Acolo, atunci, din restul de 40% se pot face cheltuieli pentru medicamente, pentru dotări, pentru alte asemenea lucruri. Deci se poate. Trebuie doar oameni potriviți la județ și la primărie și un manager potrivit la spital. Și atunci poți să faci lucruri. Și în fine, să văd eu dacă găsesc o imagine, am văzut că au apărut deja, hai să le spunem pe nume, afișe electorale mascate. Pentru că trăim în județul Neamț și pentru că se întâmplă lucruri în județul Neamț, eu vă propun o imagine care, pe care strategii de campanie să încerce să o folosească în campania electorală pentru eventuale sloganuri la obiect. Redactorii Mesagerul au descoperit undeva pe malul Bistriței, între Săvinești și Roznov, sau mă rog, mai spre Săvinești, aceste obiecte. E vorba despre sicrie care, cel mai probabil, au fost dezgropate și aruncate acolo. S-au găsit și haine. Între timp, noi am mai primit niște informații apropo de respectiva chestiune. Încerc să găsesc mesajul respectiv. Dacă nu, o să vi-l relatez dacă reușesc. Că acolo au fost mai multe asemenea coșuri, cel puțin trei. Și cei care ne-au contactat au spus că în decembrie anul trecut încă erau acolo asemenea resturi, nu știm dacă aceleași, dar ei ne-au transmis că pe una dintre cruci apărea un nume și pe o alta un alt nume, doar un prenume. Și sunt foarte curios să vedem ce au constatat, dacă au constatat ceva care s-au dus la fața locului, ca să vedem dacă e vorba despre morminte destul de proaspete care au fost vandalizate sau nu. Sau poate n-au fost vandalizate, poate cineva a făcut curățenie. Deci, pe unul dintre bărbații care ar fi fost îngropați într-unul din coșciuge, îl chema Rusu. Iar pe o cruce apărea numele unei femei cu prenumele Maria. Noi am spus, suntem siguri că cei care se vor duce acolo vor face toate eforturile pentru ca să nu se vorbească foarte mult despre o asemenea oroare. Ne oprim aici. O săptămână frumoasă tuturor. Politicienii spun lucruri trăsnite. A început campania la nivel vizual în Piatra Neamț. Să fim iubiți cu toții și să mergem înainte.